She didn't have any beach. Cu cine ne trezim? Ai intrat pe geam. Cum ai intrat? Prin grate. Pornim spre Polonarova. Am pornit spre Polonarova. O cam forțau aici cu cazarea. O cam forțau, ne-au tot întrebat în continuu, vreți cină? Safari. Vreți safari? Vreți să mergeți la elefanți? Vreți să mergeți la crocodili? Aseară când ne-am întors, Ne-au întrebat, a venit tipa și ne-a întrebat: sorry sir, morning breakfast? No breakfast. Suntem oamenii care n-am vrut nimic. Nu fac combinație cu noi. Dar sunt alții. Dă seama că sunt mulți care de-abia așteaptă să-i întrebe. Da, mulți chiar preferă. Nu mai au chef să stea, să caute, să... Dar noi preferăm să facem pe cont propriu. Știi, până nu vezi mâncarea aia, să vezi tu cum arată, na, să vezi că se consumă, nu prea-ți bine. Mergem acum spre stația de bus. Să luăm busul spre Polonarova. Sunt două busuri de aici, din Sigiria, am înțeles. Trebuie să luăm unul vreo 10 km. Mă flăture. Hai, băi. Tuk-tuk, old school. Old school tuk-tuk. I-a băgat în nas sfoara. Săracu, da. Când îl trage ca să frâneze. Am luat busul spre Polonarova. Ce frumos avem aici. How much is this one? 35,000. Oh, so 35,000. But it's working? Yeah, so see this help. It's working. Beautiful. 35,000 cât vine? Vine vreo 35,000 cât vine? Vreo 100 de euro. 100 de euro și ți-ai luat gramofonul. Aurit. Hai să mergem să luăm ceva de mâncare, nu? Dar de unde? Care nu prea e de unde. Ceva banane sau... Fii? Ne-am oprit să ne alimentăm cu niște gustări. Porumb și... ceva. Linte. Linte. Linte prăjită. Am prins și loc. 50 pentru 60 de kilometri amândoi. Și tuk-tuk-ul ne cerea 1000 pentru amândoi, doar pentru până aici. Pentru 6 kilometri. Căutăm o cazare. Polonarova. Găsisem una 4 euro, dar nu ne-a oprit busul. Și ne-a lăsat mai departe, la vreo 5 kilometri. Polonarova.
Polo Naruva. Am ajuns foarte repede, în maxim o oră. Ne așteptam că facem vreo 3 ore. Am găsit o cazare, dar n-avea internet. Mai căutăm. Până găsim cazare, am găsit cocos și banane. Și ne-am oprit. Bună. Cel mai mare cocos băut. După fiecare nucă de cocos, secretul. Fiecare cu lingurița lui. Free Ayurveda Dispensary. Dispensarul cu plantuțe ayurvedic. Free Homeopathic Medical Clinic. Hello! Cred că vă funga, vin tot pătit. Ne întoarcem spre cazarea de 4 euro. Mojito 350, masala tea 200, ieftinală. Și bicicleta am găsit de închiriat cu 400. 1 euro, 1-2. 1 euro până la urmă, ce să mai fie de aici. Cassava fierbinți. Am oprit o porție de cassava. Ca să vedeți cât de picam, mănâncă oameni aici, au bucățele de ardei iute, tăiate în farfurile. Copas de mango, 300 un kilogram, adică 4 lei și ceva. Încă un kilometru jumate de mers pe jos. Ce stație de bus modernă. Cea mai tare stație. Chiar un bus. Am mers ce am mers, dar am ajuns la Elefanțelul Roz și cu șoricelul verde umflat. Am mâncat și cassava mango decât să dăm banii pe tuk-tuk. Cu mari guest house, printre cele mai ieftine, 4 euro pe noapte pentru două persoane. Și mai există și la 3 euro, am văzut, dar cred că e mai departe puțin. Arată taxării. Vădăm puterea netului. Cred că un pic îndrăzutit. Nu cred. Room? Yes. Ok. Oh, nice! Căprioare! Căprioare? Ah, ok. E ok. Este camera pentru 7,50€ două nopți. 3,80€, 3,70€ pe noapte. Da, am instalat în cameră și ceva din partea casei. Limonadă cu lime, biscuiți. Și banane, da. Bananele noastre. Ne-au adus și banane de la mine, de acasă. Deja avem.